Iubiții Domnului, mă bucur că sunt cu dumneavoastră din nou împreună după vreo 7 ani și ceva și vreau să mulțumesc fratelui Nicu Buliga, chiar dacă nu este aici, pentru oportunitatea asta de a fi împreună după timpul acesta. De asemenea, vreau să vă binecuvântez în numele Dumnezeului care îi slujește și îi slujește și dumneavoastră. Noi când mergem prin biserică, păstorii transmitem binecuvântări, dar ce anume să vă binecuvântez? Și m-am gândit așa pentru biserica Betel din Detroit în dimineața asta, Dumnezeu să vă binecuvânteze să faceți găuri în întuneric. Că să știți că întunericul este din ce în ce mai gros în societate și întunericul nu poate fi spart decât cu lumină. Și spune Einstein, întuneric nu există, dar întuneric e absența luminii. Și în societate, în America, în Europa, în România, întunericul e mai gros pentru că lumina începe decât să pâlpâie. Și eu îmi doresc ca să fiți flăcările acelea vii și să fiți lumânările care aprindeți alte lumânări. Să știți că o lumânare poate să aprindă mii de lumânări. De aceea Domnul să vă ajute să străluciți cât mai tare și să aprindeți America pentru Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare, o să vă citesc decât un singur verset în dimineața aceasta. Așa mi-a pus Dumnezeu mie pe inimă din momentul în care am știut că o să ajung la dumneavoastră la biserică și o să citim din Ezra, din capitolul 4, decât versetul 14. Și fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești și nu ne șa de bine să vedem pe împăratul păgubit, trimitem împăratului aceste știri. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile, Dumnezeu să ne vorbească și în dimineața asta, potrivit cu planul Lui. S-a vorbit aici, a spus fratele Iacoban, dacă nu mă înșel, a spus, am vrea ca să fie văzut Dumnezeu și să facem voia Lui. Eu aș vrea în dimineața asta să faceți abstracție, că eu sunt prezent aici la Amvon și să-L vedeți pe Dumnezeu. Søren Kierkegaard, un filozof din Danemarca, a spus așa, în vechime când vorbea în Areopag, și când știți că și Pavel a fost în Areopag, filozofii erau mari amatori de informații. Noi la biserică nu suntem mari amatori de informații, noi trebuie să fim mari amatori de lucruri care să ne transforme, că biserica nu informează, biserica transformă. Dar a zis când predicau, când vorbeau sofiștii, când filozofii, cei care erau în sală stingeau toate făcliile ca să nu vadă pe cel care predică, ca cumva să privească la el și să audă vocea zeilor. E bine, noi când venim la biserică, cum eu nu sunt de acord cu cei care sting luminile, să nu mă credeți asta, că unii mai înțeleg și așa mot-a-mo, dar când venim la biserică, noi vrem să auzim vocea lui Dumnezeu și așa că în dimineața asta să faceți abstracție că eu sunt aici sau frații și vrem să auzim ce Dumnezeu ne vorbește. Amin? Nu prea ați fost convingători. Amin? Domnul să vorbească. Am citit undeva într-o revistă că aici în America o echipă de asta de basket american din NBA avea un meci cu o echipă mult mai slabă și putea să-i învingă foarte ușor. Și antrenorul s-a dus și le-a spus, mă băieți, n-ar trebui ca să depuneți un efort atât de mare, zice, la meciul acesta și ar trebui numai așa puțin, zice, să echipa este foarte slabă și ar trebui să nu vă agitați și să vă faceți decât că jucați. Și atunci basketbaliștii s-au făcut decât că joacă, au tratat meciul acesta superficial și au luat bătaie. Și la final, când s-a dus antrenorul la ei în vestiar, a fost foarte supărat și a început să strige la ei și a spus, mă, dar cum a putut să vă învingă echipa aceasta slabă? Și capitanul echipei le-a spus, păi, domnule antrenor, ar trebui să vă închipuiți că n-am pierdut meciul. Adică dacă dumneavoastră a spus că ar trebui să tratăm meciul superficial, închipuiți-vă dumneavoastră că nu l-am pierdut. E bine, chestia aceasta znoava asta, aș putea să spun că parcă este ceva reală, pentru că zi de zi întâlnesc oameni sau întâlnesc biserici care parcă se fac că joacă sfințenia. Și se joacă de sfințenia. Și din cauza că ne jucăm de sfințenia, din cauza aceasta de multe ori avem pierderi și problema este că nu că da avem pierderi, că pierdem noi. Problema este că îl păgubim pe împăratul. Că dacă eu, Nicu Geantă, fac vreo trăznaie, vreo drăcovenie, să spun așa, și mă fac de râs și află toată lumea, ai nici problemă, mă, că am căzut eu, Nicu Geantă. Problema este că îl păgubesc pe împăratul, problema este că fac de râs împărăția lui Dumnezeu, problema este că fac biserica de râs, problema este că cei din lume văd și spun, biserica nu e atrăgătoare, ăsta nu este un Dumnezeu despre care decât se vorbește și nu se trăiește.
Și oamenii, vreau să vă spun sincer, Dumnezeu nu e vinovat în 2024 că în biserici oamenii vin din ce în ce mai puțin sau trăiesc din ce în ce sfințenia. În biserici, bisericile cunosc la momentul ăsta o inserție sau o cădere, să spunem, din punct de vedere spiritual, pentru că au apărut divorțuri, au apărut curvii, au apărut tot felul de certuri, au apărut tot felul de probleme. Și știți din cauza cui? Din cauza bisericilor și din cauza că de multe ori, în loc să ridicăm standardul sfințeniei, începem să-L coborâm. Dumnezeu să ne ajute ca să rămânem așa cum a cerut El. V-am citit din această carte a lui Ezra și dumneavoastră știți că Ezra, la un moment dat, a fost adus de Neemia, pentru că Neemia a construit, s-a construit zidurile, s-a construit după aceea templu, dar n-avea pe cineva care să-i învețe. Și spune, mă, degeaba noi avem cetate și degeaba avem ziduri la cetate și nu ne mai invadează nimeni și degeaba avem templul lui Dumnezeu, dacă nu sunt oamenii aia care pot să ne învețe, să ne învețe ce? Să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Și nu vă vorbesc în dimineața asta despre Ezra, că a fost un om extraordinar de deștept, un om extraordinar de documentat. Ezra a fost un fel de doctor, să spunem, în științe, la ora în care și-a învățat undeva în diaspora. Și atunci Neemia spune, te aduc pe tine Ezra aici și când te aduc aici, tu trebuie să înveți poporul acesta și Ezra a scris și cartea Neemia și a scris și cartea Ezra și a făcut multe lucruri, cărturarul ăsta foarte deștept. Dar în momentul în care vine și se construiește și în momentul în care, să zicem, începe poporul să se reabiliteze și să facă găuri în întuneric, la un moment dat o șleapcă, aș putea să spun, de oameni invidioși, trimit o scrisoare către împărat, către Artaxerxes și scrie aici, eu nu vă mai zic numele la ăia, că noi nu, nici nu ne interesează, și spune, zice, împărate, pentru că mâncăm seara curții tale, am vrea, zice, ca să te informăm, pentru că vrem să știi ce se întâmplă aici și să știi că evreii ăștia sunt răzvrătiți. E bine, eu nu vreau să vorbesc acum despre evreii aceia răzvrătiți, dar vreau să ne gândim că eu și dumneata mâncăm sarea împăratului, mâncăm sarea lui Dumnezeu. E drept că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă de când ne-am născut până în clipele astea. Când veneam aseară aici pe drum, că am avut o călătorie destul de lungă săptămâna asta, am făcut mii de kilometri, mii de mile, cum aveți dumneavoastră aici, și eram atât de obosit și știam, Domnul o să-mi poarte de grijă și chiar mi-a purtat și îmi poartă de grijă mai departe, dar mă gândeam aseară, Doamne, atâtea lucruri care Tu îmi pregătești mie și atâtea lucruri care pregătești celor din jur și ar trebui să fim oamenii aceia care suntem responsabili în ceea ce facem. Acum, dumneavoastră știți foarte bine, zice, întrucât mâncăm sarea curții domnești, noi nu vrem să te păgubim pe tine, Doamne, cu nimic. Noi vrem ca din de la noi să ai numai avantaje. N-am vrea ca să existe pierdere în împărăție datorită nouă. Și uitați-vă, sarea aceasta a împăratului, sarea aceasta este ieftină sarea, nu? Dar știți ce face Dumnezeu? Până și de sare se îngrijește. Și acum, ceea ce vrem să învățăm noi în principiu în dimineața asta este că la masa împăratului Dumnezeu este Cel care se îngrijește de bucate. Sarea ar putea să o aibă oricine și totuși Dumnezeu ne oferă și sarea asta. Nu vă gândiți neapărat la sarea de la mâncare, da? Toți mâncăm la masa împăratului, noi în biserică la masa împăratului ne servim, să zicem, Dumnezeu. Sarea înseamnă că să dai gust vieții și Dumnezeu dă sarea aceasta și lui Bill Gates și oamenilor săraci și domnului Elon Musk și lui Joe Biden îi dă, mănâncă tot din sarea curții împărătești, dacă ar fi să ne gândim, și domnul Putin mănâncă din sarea curții împărătești și elevii ăia negri din Africa toți mănâncă din sarea curții împărătești pentru că noi respirăm aerul Dumnezeu. Trăim în viața asta datorită harului Dumnezeu. Suntem aici pentru că Dumnezeu este Cel care ne ține. Și acum, stând la masa asta a împăratului, care nu e vorba de o masă cu hălci de carne sau cu icri de Manciuria, da? Este o masă la care participă toți. La masa asta vine și Corneliu, care este un păgân. La masa asta vine și Nicodim, cum am auzit în dimineața asta, care știți ce era? Era ministru școalelor sau ministru învățământului. La masa asta lui Dumnezeu vine și tâlharul de pe cruce și evreii nu l-ar fi primit, evreii nu l-ar fi primit nici pe Corneliu. La masa asta lui Dumnezeu vine și mănâncă și Maria Magdalena și evreii n-ar fi primit-o. La masa asta mănânc eu Nicu Geantă, care alții nu m-ar fi primit la masa asta, dar Dumnezeu e Cel care ne primește și dumneavoastră. Și vedeți, faptul că noi venim la masa aceasta a lui Dumnezeu și mâncăm din masa asta a lui Dumnezeu, mânca și Iona și Ilie, dar la masa asta inclusiv Vamișe au fost invitați, atunci
El are grijă ca noi să nu ducem lipsă de nimic. Și Dumnezeu are grijă să nu ducem lipsă de nimic, atât din punct de vedere spiritual, cât și material. Ei bine, dar ce am putea noi să învățăm acum, ce principii să învățăm în noi în 2024, ce anume să facem noi ca să nu îl păgubim pe Dumnezeu? Pentru că dacă ar fi să închidem ochii și să ne gândim la viața pe care am lăsat-o în urmă, hai să zicem, nu dumneavoastră și noi sau cei care suntem în România l-am mai păgubit pe Dumnezeu, noi nu vrem să-L păgubim pe Dumnezeu, și ce anume, care sunt principiile acelea prin care Dumnezeu ar fi păgubit sau să nu îl păgubim pe Dumnezeu și să trăim manierele sfinte. Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm, nu știu că e destul de rar se vorbește în biserică, este principiul manierelor elegante. Maniere elegante, știți ce au făcut oamenii ăștia? N-au fost eleganți, când a început să se construiască templul, imediat s-au dus și au părât pe ceilalți. Ne spune la un moment dat Scriptura în 2 Corinteni 5:17 că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și atunci dacă este o făptură nouă, lucrurile cele vechi s-au dus. Maniere elegante arată în modul în care noi ne comportăm zi de zi și prin ceea ce ne definește oamenii pe noi. Că oamenii poate să ne definească, mă, Nicu Geantă este patron, Nicu Geantă este unul care are școli cu doctorate, Nicu Geantă este un înfumurat, sau Nicu Geantă este un owner care își bate joc de cei care sunt chiriașii lui, sau Nicu Geantă este ăla care pune taile și își cere un preț și după ce a terminat își cere un preț mai mare, sau poate să spună, mă, ăsta este un sfânt. Și eu mă dau exemplu pe mine ca să nu se supere cineva. Maniere elegante sunt modul în care noi ne comportăm în diferite ocazii, că eram într-o seară cu un băiat, are 57 de ani, dar atunci era mai tânăr, și o femeie ne-a făcut cu mâna, era ninja, și ne-a făcut cu mâna să o luăm și pe ea într-un microbus și ea avea un televizor de la reparat. Și ne-am dus undeva și a rămas mașina în pană și băiatul ăsta, cred că 40 de minute într-un ger de minus 20 de grade, s-a tot chinuit pe sub mașină. Am plecat mai departe, v-am dus-o și pe femeia asta, a lăsat-o acasă la ea și spune soției mele peste câteva zile, mă, știi ce m-a șocat, mă? Mă, că s-a chinuit băiatul la 40 de minute pe sub mașină. Bă, zice, n-am jurat niciodată, mă. Pentru că, vedeți, oamenii se gândesc atunci când treci printr-o încercare, comportamentul, de fapt, spune ceea ce ești. Când cineva te întărâtă și după aceea te întărâtă unul și îți vorbește obraznic și tu i-ai răspuns tot obraznic, pentru că obraznicia nu face niciodată parte din maniere elegante, chiar dacă unii au tupeul și o obrăznicie de-asta care crede că e sfântă să-i înfrunte pe alții. Și vedeți, dumneavoastră, obraznicia nu face parte din maniere elegante și când cineva se ridică obraznic și când noi îi răspundem, să zicem, tot pe măsură, s-a pierdut manierele alea elegante. Ce spune Biblia? Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu... Ce se întâmplă? Să nu fii și tu ca el. Dar mai departe spune, răspunde-i nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Păi cum adică eu asta? Păi zice, mă, dacă se ridică unul și sare la beregată și e gata să strângă de gând și țipă că nu-i convine, inclusiv din biserică, vă spun chestia asta, tu nu-i răspunde atunci pe loc, pentru că el este mânios, tu mai spui ceva, s-a dus toate manierele tale elegante, dar lasă să treacă, să se stingă, să zic, focul ăsta. Dar într-o zi când îl întâlnești între patru ochi, spune-i, prietene, ai grijă că ceea ce ai făcut nu numai că nu-i maniere elegante, nu-i după sfințenie. Știți de ce spune așa proverbele? Să nu se creadă înțelept și să spună, mă, ce am făcut eu lui ăsta, mă? Ce am zis eu lui ăsta? Ce am arătat eu lui ăsta, mă? Domnul să ne ajute să știm să fim eleganți în orice. Spunea la un moment dat, prințul Frederic, un prinț din Austria, a mers undeva cu trenul și a anunțat ăștia, zice, un vizitiu, zice, trebuie să-l aștept pe prințul Frederic. Zice, o să vină cu trenul. Păi zice, dar eu nu-l cunosc. Cum e îmbrăcat, cum arată, a zis, nu trebuie să știi cum este îmbrăcat, trebuie să te uiți foarte atent când coboară din tren un om care ajută o femeie bătrână, care duce un bagaj cuiva, care îmbrățișează niște copii, care are un discurs, zice, care vorbește foarte frumos, să știi că ăla e prințul Frederic. Pentru că oamenii trebuie să ne știe pe noi, sau Dumnezeu vrea să ne știe pe noi, să fim oamenii aceia care avem maniere elegante, pentru că mâncăm la masa lui și n-am vrea prin manierele noastre ca să îl păgubim pe Dumnezeu. Maniere elegante înseamnă că eu dau prioritate fratelui meu, îi dau întâietate fratelui meu. Maniere elegante înseamnă că știu să vorbesc frumos cu o bătrână sau știu să vorbesc frumos cu păstorul, să fiu elegant cu el, să n-aud cum am auzit pe unii care au ceva bănuți și strigă la păstor și spune, mă, tu ești un gunoi, mă! Tu vorbești, mă! Păi dar tu știi ce influență am eu, cine sunt eu? Alea nu sunt maniere elegante și nici atât maniere de sfințenie.
Aș vrea să nu întâlnim niciodată oameni care desconsideră pe ceilalți, care îi privesc de sus, care spune, oh, I am nu știu cine, I am liar, tu ești genitor. Am vrea să nu se întâmple chestiile astea în biserici. Fraților, vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Din nefericire se întâmplă. Lipsesc oameni eleganți, plini de maniere, care știu să se poarte cu nevestele lor, care știu să spună mulțumesc pentru masă, pentru că tu te-ai străduit 8 ore ca să-mi faci o mâncare, am mâncat-o în 15 minute, m-am ridicat, n-am treabă, mă duc acum, eu nu. Aș vrea să fim oameni eleganți, manierați, care știm să ne purtăm cu soțiile noastre. Când intri într-un restaurant, nu intră ea prima. Maniere elegante spun că bărbații. Să fim oamenii aia care știm să ne ridicăm în picioare față de cei bătrâni, să fim oamenii aia care știm să îmbrățișăm pe alții, să știm să zâmbim. Când ne ducem în biserică, noi, oamenii se pocăiesc și prin zâmbet, știați lucrul ăsta. Cineva de la mine din biserică este prezbiter, a spus, mă, când m-am dus prima dată la o biserică undeva în județul Prahova, când am intrat, era unul la ușă, mă, tot zâmbet pe el, tot zâmbet de la el. Zice, am văzut toată viața numai oameni încruntați. Când l-am văzut pe ăla cum zâmbește, era la începutul pocăinței lui. Mă, m-a atras chestia asta. Maniere elegante înseamnă când vine cineva, nu știu de unde e băiatul ăsta de aici, dar presupun că nu ești de aici din biserică, nu? Da? Nu contează de unde. Maniere elegante înseamnă, el a venit aici și este mai de curând aici. Și maniere elegante, știți ce înseamnă? Că dumneavoastră, cei care sunteți aici, sau tineri, sau de vârsta lui, care aveți grupurile voastre și în ele vă întâlniți, vorbiți, nu știu ce, și el a venit și este străin. Maniere elegante înseamnă, mă duc și vorbesc și cu el. Pentru că vă spun ceva, eu am fost la facultate 6 luni într-o biserică. Și mă duceam și când se termina biserica, oamenii ăia nu erau răi în biserică, oamenii ăia erau sfinții lui Dumnezeu. Dar oamenii ăia, pentru că aveau grupurile lor din interes, erau pe familie lor, pe prieteniile lor, eu care venisem un papleacă din Subcarpații Curburii, nu mă băga nimeni în seamă. Și am fost 1, 2, 3, 6 luni. Și am continuat să mă duc la biserică 6 luni, că mă duceam pentru Dumnezeu, dar în fiecare duminică după program, inima mea era mânită, nimeni nu vorbea cu mine. Până, slavă Domnului, după 6 luni a venit cineva, a zis, bă, dar tu cine ești? Te văd pe aici. După 4 ani, eu conduceam grupul de tineri pentru studiu biblic. De multe ori ni se întâmplă să ajungem în anumite locuri și maniere elegante îți spune, mă, trebuie să vorbești, este musafir, este străin, dar ce caută aici? Oameni buni, vin printre noi, oameni care au probleme, oameni care sunt din alte biserici sau nu sunt din biserici. Și pentru că de multe ori noi ne grăbim, sărim direct în mașini, plecăm în altă parte, nu-i strângem în brațe, nu vorbim cu ei, nu mai calcă niciodată. Am dus în aceeași biserică o fată de la mine din grupul de tineri, eram studenți atunci, și am spus, mă, mergi la biserica asta, aici o biserică ok, uite, ăia mă cunosc acolo, îi spun de mine, a fost de 2-3 ori, n-a băgat-o nimeni în seamă, n-a mai călcat pe la biserica aceea. Am fost undeva în diaspora, nu vă spun unde, dar în Europa, și nu m-a cunoscut nimeni. M-am dus acolo la ușă, eu am vrut să merg la biserică, duminica dimineața, fusesem invitat seara undeva, zic, mă duc și eu la o biserică. O biserică foarte mare, s-a lăudat, mi-a arătat, avem 20 de clase de școală duminicală, nu știu ce. Și m-a luat cineva de la ușă, m-a așezat pe primul rând, am stat pe primul rând și am văzut un băiat cu o gentuță, tatuat, tuns, cam l-a adus și pe el pe primul rând. Și la final am zis, mă, aș vrea să stau de vorbă cu el. Vă spun înaintea lui Dumnezeu sincer, nimeni din biserică nu l-a întrebat ce caut acolo. Știți ce cred eu că era ăla? Un prodigals, care la un moment dat Dumnezeu i-a mișcat inima. Și de multe ori, oamenii pleacă mâhniți. Și știți ce fac oamenii? Și așa plugubim noi pe Dumnezeu. Spune, ce să fac? Să intru în biserica asta? Păi nimeni nu vorbește cu mine. Așa că sfatul meu pentru dumneavoastră și pentru mine, în primul rând, oricând vedeți un străin, zoom-ul pe el, zoom-zăiți în jurul lui, pentru că noi nu știm cine este și ce ar putea să iasă din el. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Manierele astea elegante, am spus, mă, nu desconsideri pe cineva pentru tinerețea lui, că Pavel spune lui Timotei, Timotee, tu, chiar dacă sunt alții care te desconsideră, tu trebuie să rămâi același om și să înflăcărezi darul care este în tine. Trăim o vreme în care eleganța asta lipsește și în care noblețea bunelor maniere lipsesc. Aș putea să vă spun despre bunele maniere, să discutăm până mâine dimineață. Bunele maniere nu sunt numai înăuntru bisericii, sunt în toaletele bisericilor. Și iertați-mă că am spus chestia asta. De multe ori intru, că eu călătoresc destul de mult și de multe ori ajung pe la... Văd metri înșirați de hârtie, apă pe jos. Păi, oameni buni, noi trebuie să fim sfinți, nu numai aici în sanctuar. Manierele astea elegante trebuie în fiecare zi să le cultivăm și nu numai în biserică, dincolo de ușile bisericii, acolo unde suntem la muncă. Acolo unde suntem împreună cu ceilalți la o firmă, la o companie unde lucrăm sau în facultăți, oamenii trebuie să vadă la noi maniere, oamenii trebuie să vadă că ne purtăm, pentru că în biserică este altceva decât afară.
În biserică nu este iar maroc, în biserică nu e nu știu ce teatru. În biserică manierele elegante se văd și când vin anumite femei cu copii, cu mașinuțe, cu pixuri, cu pungi de pufuleți, cu ce fâșii, aleargă tot în timpul predicii, fac. Asta înseamnă maniere. Eu când eram mic și mergeam la biserică, bunica mea mă lua așa de ureche, nu recomand nimănui să facă asta, a spus, aci stai. Și mă plictiseam, că ce să la 5 ani, ce să înțelegi la biserică, și mai ales că mă ducea la biserică ortodoxă. Ce să înțelegi la aia? Dar manierele elegante se învață de mici, învățăm pe copii de mici. Domnul să ne dea puterea aceasta. Și să știți, nu se cumpără manierele, nu cu banii poți să cumperi maniere, da? Dar cu maniere poți să câștigi absolut pe oricine. Uitați-vă un puțin o situație, vă mai dau aici cu maniere. David, la un moment dat, spune că Nabal, care a făcut un party când tundeau oile, se făcea un mare party. Spun cercetătorii exegeți, când a făcut party, a cheltuit vreo 250.000 de dolari în banii de acum. Putea să dea mâncare la nu știu câți. Și David trimite soldații ăia la Nabal, Nabal le dă șuturi, îi huiduie, pleacă de acolo rușinați. Și David se întoarce mânios și spune, mă, pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu calcă în picioare tot ce are, tot ce are Nabal, pentru că nu știe să se poarte. Deci necioplitul ăsta, mă, i-am făcut bine și mi-ntoarce rău. Și mergând pe drum nervos, îi distrugea toată casa. Coboară o femeie frumoasă prin niște tufișuri în fața lui David și se pleacă și spune, împărate, nu ține cont de el, de nebunia lui, că e la fel ca numele lui. Numai eu sunt de vină împărate. Și îi aduce acolo struguri, îi aduce stafide, îi aduce carne, oi întregi. Vă dați seama, îi aduce lui David. Și știți ce face David? A spus, mă, femeia asta, pentru că a avut maniere elegante, m-a potolit din mânie. Că vreau să mă înțelegem un principiu. Manierele elegante fac să dispară mânia. Când oamenii sunt mânioși, dacă știm cum să ne purtăm, cum să vorbim, dispare mânia. Într-o zi am intrat aproape de liceu la mine, m-am băgat cu mașina, că așa am văzut un loc într-o parcare și imediat m-am băgat pe contrasens, cum am intrat în parcare, poliția, vine, strigă la mine, ce, te-ai băgat pe contrasens? Eu m-am întors și am zis, vă rog să mă iertați. Am zis, păi dumneavoastră credeți că dacă eu, zic, nu v-am văzut, dacă dumneavoastră credeți că dacă eu vă vedeam că sunteți în spatele meu, mai eram prost să mă bag aici, vă rog să mă iertați. Și omul a plecat mai departe și un om de la balcon a zis, măi, eu n-am auzit, zice, vreodată ca polițaiul ăsta dă amenzi la toată lumea din senin, din iarbă verde, dar modul în care i-ai spus, modul în care te-ai adresat, zice, pur și simplu l-ai muiat. Să știți că mânia dispare când ne purtăm elegant și manierele astea elegante produc blândețe. Hai să vă spun sincer. Ați văzut vreun om plin de blândețe care este nemanierat? De ce ziceți? Dictatorii au maniere? Dar oamenii care sunt așa duri au maniere? Și ce spune la un moment dat Petru? Să lăpădați haina de răutate, dar nu cei dolori de afară, dinăuntru. Dar zice, de ce haina de răutate? Păi nu face parte din bunele maniere? Dumnezeu să ne ierte că încă mai suntem răi. Paul Washer, a spus, nu eu, a spus, Dumnezeu este atât de bun și ar trebui să ne îngrozim. Și s-a uitat ostinele și a zis, cum adică bun Dumnezeu e bun și să mă îngrozesc? Da, ar trebui să ne îngrozim că El e bun și noi încă suntem răi. Domnul să ne ajute să știm să ne purtăm cu blândețe, inclusiv în biserici, să ne ierte Domnul că de multe ori există critici, de multe ori nenorocitul ăsta de internet unde se vorbește cu Ang Now, cu Ang Name, cu nu știu ce, ne începem să vorbim tot felul de lucruri, să ne ajute Domnul să știm și să prețuim pe alții. Pavel îi sfătuiește pe Tit și îi spune așa cu privire la păstor, dar e valabil pentru tot, Tit 3:2, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, să fie cumpătați, plin de blândețe față de cine? De frații din biserică, nu? Față de toți oamenii. Petru îi spune Hristos, tu trebuie să le predeci și preoților, dar te-au răstignit, Doamne. A zis, da, dar altfel nu-i câștigi, că să-ți țineți minte asta, răul nu se scoate cu rău, răul se scoate numai cu bine. Și Domnul să ne ajute puterea, să avem puterea asta, să avem maniere. Știți de ce nu avem maniere uneori? Din lipsa unor reguli. Și când oamenii n-au reguli, nu mai sunt maniere. Al doilea lucru pe care vreau să îl învățăm cu toți în dimineața asta, deci este principiul manierelor elegante care, vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu, a început să fie ciobit. Este un pleonasm să fii creștin și să fii necioplit. Al doilea principiu pe care îl învățăm în dimineața asta este principiul responsabilității. Zice, deoarece mâncăm la masa împăratului, noi suntem responsabili. Noi n-am vrea ca să-l păgubim pe împăratul, noi nu vrem să-l păgubim pe Dumnezeu de slava lui, de cinstea lui. Romani 1:21 spune, fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit în inima lor, da?
Și zice, inima, lui l-au proslăvit și inima lor s-au întunecat. Noi nu vrem ca să-L păgubim pe Dumnezeu, să-L văduvim pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a investit talanții în noi și talanții pe care Dumnezeu i-a investit în noi, noi trebuie să investim pentru El. Dumnezeu ne-a oferit timp, ne-a oferit har. Este un har, avem 24 de ore pe zi și noi investim foarte puțin în timpul ăsta pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit harul ăsta ca să-I slujim lui Dumnezeu și să-I slujim la eficiență maximă și de multe ori. Nu-I slujim la eficiență maximă. Noi nu suntem Robinson Crusoe să trăim singuri pe o insulă, suntem în tot felul de grupuri, de comunități, suntem, așa cum v-am spus, prin firme, prin biserici și prin urmare, pentru că noi suntem puși în comunitate, Dumnezeu poate mâine să ne ia acasă, că noi suntem mântuiți prin ce a făcut El la cruce, nu prin ceea ce facem noi sau regulile care le punem noi. Noi când adăugăm reguli, că trebuie să înțelegem și asta, noi când adăugăm reguli care nu sunt în Biblie și sunt în credințările noastre, noi de fapt spunem că harul lui Dumnezeu este suficient. Că eu am ajuns, haideți să vă spun o regulă, da? Unii vin și spun, dacă nu ții ziua cu tare, dacă nu mănânci cu tare, dacă n-ai nu știu câți copii, nu ești în comite, dacă n-ai nu știu ce, astea sunt regulile noastre, nu al lui Dumnezeu. Și noi când punem niște reguli de astea, ca să mă înțelegeți cu toții, noi știți ce facem? Noi spunem, nu-i suficient harul Dumnezeu, eu nu pot să fiu mântuit numai prin ce a făcut Hristos pentru mine, trebuie să mă lupt eu să fac. Dar nimeni nu intră în cer oricât de multe fapte bune ar face. Faptele sunt rezultatul a ceea ce credem, dar nu ne aduc mântuire. Acum, ce vreau eu să vă spun dumneavoastră și să învățăm în dimineața asta, pentru că Dumnezeu ne-a pus în diferite locuri, noi suntem responsabili să-I tragem spre ceruri pe ăia din locurile respective. Dacă Dumnezeu te-a pus profesor într-o școală, ești responsabil să tragi elevii spre cer. Dacă Dumnezeu te-a pus, așa a îngăduit Dumnezeu să fii owner, așa a îngăduit Dumnezeu să, nu știu, să fii trochist, a îngăduit Dumnezeu să, nu mai zic acum de păstor de celălalt, a îngăduit ce? Ca să câștigi oamenii pentru cer. Și Domnul să ne ajute. Și ar vrea să ne întrebăm cu toții, închidem ochii acum și spunem, Doamne, ar vrea să ne arăți oamenii care s-au întors la Tine prin noi. Pentru că suntem responsabili pentru copiii noștri. Vorbeam aseară cu Viga și cu încă un frate și i-am spus, păi copiii se uită la noi, mă. Dacă noi lipsim la biserică, haideți să nu zic de lipsim, dacă noi începe biserica la 9 la dumneavoastră și o vin pe la 9 și 15 minute la biserică, păi copiii văd și știți ce spun copiii? Păi zice, nu este important să fiu la 9 acolo și nici ei nu vor veni la 9. Dacă trece punga la colectă și eu tot timpul pun numai o hârtie de un dolar sau nu pun, mă fâstăcesc, copiii văd. Și spune, nu e important ca să faci chestia asta, dacă eu nu citesc Biblia, dacă eu nu mă rog seara sau nu numai seara, dacă nu am cu copiii anumite, un timp care sunt cu ei, știi ce spun? Nu este important lucrul ăsta? Și ăsta este principiul ăsta al importanței pe care cei din jur îl văd la noi. Dacă mă duc la serviciu și eu la serviciu asist la ceea ce vorbesc ei, vorbesc în continuu și ce chestii. Apropo, am fost acum de curând undeva într-o biserică, nu vreau să spun asta, și după ce am predicat, a venit un băiat ca să mărturisească ceva. Și eu stând cu el la mărturisire, un grup s-a strâns în jurul, în fine, în spatele meu, și i-am auzit ce vorbeau. Vorbeau numai de taile, de materiale, de Home Depot, de nu știu ce chestii. Și am zis, uite ce se întâmplă la noi. Păi noi trebuie tot timpul, suntem responsabili față de ceilalți prin ceea ce vorbim. Că să știți că nu toți oamenii citesc Biblia, dar oamenii ne văd pe noi și ne citesc pe noi. Adică, știți ce îmi spun la un moment dat tinerii, îmi spun mie, am avut de-a face, sunt de 28 de ani, numai între elevi și studenți. A fost harul Dumnezeu să fiu acolo și eu le știu pe pielea lor și pe ăștia îi înțeleg foarte bine de ce ei nu înțeleg românește. Da? Dar problema este că vin tinerii și spun, a început ca să ne lipsească modele. Și vin oamenii și spun, dar n-avem. Și atunci ei caută modele. Tinerii de acum știți că sunt cu Instagram, sunt cu telefoane, cu mobile, chestii. Și ei caută modele și apoi ei găsesc acolo modele, dacă n-au modele în familia lor, dacă n-au modele în biserica lor. Suntem responsabili să fim influenceri. Noi trebuie noi să influențăm societatea, nu societatea să ne influențeze pe noi. Biserica a mii de ani a fost în societate și a influențat societatea și a spart întunericul ăla, făcând cât mai multă lumină, cât mai multă lumină. Și în ultima vreme, societatea de afară cu fashion-ul, societatea de afară cu nu știu ce drepturi ale lor, societatea de afară cu anumite probleme, a început ca să vină ce să facă, să influențeze biserica. Și Domnul să ne ajute să rămânem exact cum cere Biblia. Amin. Acum, iubiților, văd de multe ori, apropo, ce văd eu într-o seară, întâmplător pe internet? O fătucă cu niște unghii de, nu știu, parcă vorba lui Jean Constantin punea sare și piper cu ele, tot vorbea de mântuire, de Biblie, de noi, de sectanți, că suntem nu știu cum, și culmea că la un moment dat a vorbit despre rugăciune. Nu cred că m-am uitat mai mult de 3-4 minute.
Deci o femeie care vorbea de rugăciune nu avea nicio treabă cu rugăciune, cred că nici nu știa să se roage. Și știți ce avea? Avea mii de urmăritori. Și eu dacă am o predică sau altcineva, are câteva zeci, câteva sute, că noi nici nu șăruim. Nu, 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 nu. Noi când vedem ceva și care poate să fie interesant, nici nu dăm mai departe la alții, că asta înseamnă și responsabilitate. Și stăteam și mă gândeam, măi, dacă a ajuns asta să influențeze oamenii, păi noi ce facem atunci? Dacă a ajuns păcatul să influențeze omenirea, dacă păcatul e la 99%, biserica să fie 99,1%, că întotdeauna biserica trebuie să fie cu un pas deasupra societății, nu societatea deasupra noastră. Întotdeauna dacă ne uităm la creștinism, dacă ne uităm la ce a făcut Biblia, întotdeauna Biblia, biserica a fost deasupra tuturor și să știți că Dumnezeu judecă lumea după biserică, că Dumnezeu ține istoria, scrie istoria cu biserica, nu cu Israelul scrie Dumnezeu istoria. Dumnezeu scrie istoria cu biserica, cu noi, cu Israel, o scrie după ce biserica pleacă la cerul și va fi necazul cel mare. A scris-o la un moment dat, acum e biserica. Biserica trebuie să influențeze, să dea gust, să săreze și trebuie să suntem responsabili pentru chestia asta. Pentru că avem o mulțime de un batalion de vrăjmași ai crucii, de oameni care tot fac întuneric, întuneric, întuneric și atunci noi trebuie să trăim cu sfințenie. Evrei 12:15, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca nu cumva, abătându-te de la harul ăsta, să dea lăstare de amărăciune, să se tulbure unii, ca nu cumva să ne pierdem responsabilitatea asta. Și suntem responsabili pentru cei din jurul nostru și asta înseamnă noi nu umblăm cu minciuni, noi nu întoarcem rău pentru rău, noi nu ne purtăm, să zicem, ca ceilalți, spunem în Romani, undeva acolo, zice... Din pricina voastră este hulit între neamuri numele Dumnezeului Celui Sfânt. Cred că în Roman 3, dacă nu mă înșel, sau în 1 Corinteni 3. Bun, al treilea lucru care vrem să-l învățăm, că a trecut timpul foarte repede, este principiul Dumnezeu îți dă, dar și își cere. Noi vrem de la Dumnezeu numai să primim. Dumnezeu îți dă, dar și își cere. Zice, întrucât mâncăm la masa împăratului, Dumnezeu ne oferă absolut tot, dar are Dumnezeu pretenții și de la noi. Dumnezeu ne oferă mântuirea tuturor. Dacă să le predicăm oamenilor despre mântuire, o facem noi. Dumnezeu are pretenții. Să știți că Dumnezeu are pretenții. Nu există niciun privilegiu pe care Dumnezeu îl dă bisericii sau nouă ca să n-aibă pretenții. Pentru că priviți la Domnul ceea ce face. Dumnezeu ne oferă nouă niște talanți. Unul cântă, unul predică, unul face nu știu ce, o femeie poate să facă plăcinte... Da? Un bărbat mai în vârstă are înțelepciunea vieții și învață pe alții. Dumnezeu ne oferă niște talanți, dar talanții ăștia plus valoarea lor este ca noi să putem să îi punem în negoț. Dumnezeu, uitați-vă ce înseamnă privilegii și ceea ce înseamnă responsabilități sau când Dumnezeu dă și-și cere. Spune la un moment dat că Domnul Iisus a văzut un smochin și se aștepta ca smochinul să aibă smochine, da? Că de-aia l-a plantat acolo. Dumnezeu este Cel care a plantat via și via suntem noi, da? Și via asta trebuie ca să aducă rod, dar nu este responsabilitatea lui Dumnezeu rodul, este responsabilitatea noastră a mlădițelor ca să aducem roade. Ce ziceți? Suntem responsabili pentru ceea ce facem în fiecare zi? Responsabilitatea mea nu este ca să am 6 tracuri, asta mă înțeleagă cineva greșit, nu știu de ce am zis, să am 6 GMC, să am 6 Dodge. Responsabilitatea mea este ca eu să câștig oamenii pentru Hristos și pentru că Dumnezeu mi-a oferit ceva, responsabilitatea mea este că El îmi cere. La un moment dat, Lazar, dumneavoastră știți că a ajuns în cer și a ajuns și bogatul. Dar bogatul a ajuns în cer după ce a murit Lazar. Cât a trăit Lazar, bogatul n-a murit. Cât a trăit Lazar care cerșea și aștepta să mănânce firimituri. Să nu vă gândiți cum credem noi românii că firimiturile sunt alea când tai cu cuțitul și a rămas nu știu ce firimituri sau urjume, cum zic românii. Nu. Evreii, pentru că nu aveau prosoape în vremea aia, pentru că nu aveau, nu știu, hârtie igienică, da? Pentru că nu aveau șervețele și mâncau pe jos, evreii se ștergeau pe mâini cu unsoarea de la mâncare și alea erau firimiturile și le aruncau și le mâncau câinii. Și Lazar în fiecare seară spunea, Doamne, pune-l pe bogat, aș vrea decât firimiturile alea, resturile alea de pâine care au gust de carne, care au gust de, nu știu ce să vă zic, de lasagna, care au gust de salmon, care au gust de icre, aș vrea să mănânc și eu din ele. Și când le primea, el ridica mâna în sus și spunea, Lola, nu Adonai, ticheșembete în cavod, spunea, Doamne, numele Tău să-i dai slavă și numele Tău să fie slăvit. Și pentru că se ruga și îi mulțumea lui Dumnezeu că îi purta de grijă, a ajuns în cer. Și bogatul după aia
Nu știm dacă bogatul ăla care a spus să-ți mulțumesc, Doamne, adică n-a spus să-ți mulțumesc pentru tot ce am, o fac eu hambare mai mare, mănâncă suflete și bea. Și a spus în noaptea asta ți se ia sufletul. Și ajunge în cer. Știți ce îi spune Dumnezeu? Îi spune Dumnezeu, bogatule, eu te-am lăsat să ai bani mulți pe pământ, te-am lăsat să ai firme, să ai afaceri, să ai de toate și te-am lăsat pe Lazar la ușa ta ca tu să bagi mâncare în el, mă. Și eu ți-am dat ție toate astea și să văd inima ta, harul meu, talanții pe care i-ai primit, este ca tu să fii mai departe robinetul ăla care duce mai departe din rezervorul ăsta mare binecuvântări. Și pentru că tu nu ai băgat mâncarea în Lazar cât trebuia, eu nu mai am nevoie de tine pe pământ. V-ați gândit vreodată că noi avem un scop în viața asta? Dumnezeu n-a vrut ca eu să fiu profesor, să fac nu știu ce școli, nu știu ce chestii, că nu o spun asta ca să mă laud aici, că de-aia nici nu vreau să vă spun, oamenii mă întreabă, dar tu cine ești, Nicu Geant? Și am spus, despre mine nu spun eu nimic, spun alții, da? Dar Dumnezeu n-a îngăduit ca să facem chestiile alea că pentru noi, a spus, nu, pentru alții, să poți să pătrunzi în anumite locuri. Pavele, eu am îngăduit ca să faci două facultăți, spune Dumnezeu, pentru că tu vei fi omul care poți să predici în Atena, mă, Petru nu poate să predici în Atena. Tu o să fii omul care o să predici în fața lui Nero, în fața lui Agripa, Petru nu poate să predici acolo. Eu am băgat în tine, Pavele, și ți-am dat și am și cerințe de la tine, am pretenții de la tine, să știți că unde investește Dumnezeu mult, cere mult. Amin. Apropo, ai investit Dumnezeu în noi? Ai investit sau nu ai investit? Și atunci avem pe măsură, să zicem, roadele acestea. Kierkegaard a spus, măi, întotdeauna când ești în biserică, ceea ce vorbești, ceea ce predici, nu este auditoriu, nu sunt oamenii, auditoriu este Dumnezeu. În spatele la ceea ce vedem noi aici, este Dumnezeu. Și El trebuie să fie mulțumit de ceea ce predicăm, de ceea ce cântăm, de ceea ce spunem oamenilor, de modul în care ne purtăm. Evrei 12 cu 28 zice că Dumnezeu vrea o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Dar spune mai departe de ce? Pentru că Dumnezeu este un foc. A spus Dumnezeu, nu permite să vii să încânți mie în cor și nici în biserică. Ai fost azi noapte în discotecă, te-ai zis nu știu pe unde, ai făcut nu știu ce, unii mai trag prafuri, alții fac, te-ai certat cu nevastă ta la cuțite și vii cu mine sus și prediști chiar și țipi. Păi Dumnezeu spune, ia-ți Adidas și fugi cât de tare. Că eu nu primești jertfa asta, că Dumnezeu dă, dar Dumnezeu cere. Să nu uităm că Dumnezeu are pretenții, da? Și Hristos ne pretinde chestia asta ca să ne lăsăm de rău. Iacov spune 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar zice, atenție, curățiți-vă mâinile, curățiți-vă inima. În fața lui Dumnezeu ne oferă multe lucruri, dar avem mari responsabilități. Domnul să ne responsabilizeze fiecare moment. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața asta, deci putem să păgubim împărăția lui Dumnezeu în modul în care avem maniere, în modul în care nu ne implicăm, ca să înțelegem așa, în modul în care lăsăm responsabilitatea pe alții și suntem nepăsători, lasă să facă alții, lasă să se ducă fratele Nicu numărul 1, să zicem, acum Nicu numărul 1 a devenit numărul 2 sau cât e aici, sau fratele, lasă să ducă ei cu cina, eu nu mă duc cu cina, lasă nu știu ce frate care e puțin mai are așa conturi mai mari, lasă să dea el pentru săraci, lasă să predice fratele nu știu care, eu niciodată, lasă să cânte alții, eu nu mă bag la cântare. Și trebuie să fim responsabili și mai ales suntem responsabili pentru soțiile noastre și pentru soții noștri. Eu aș vrea să vă gândiți la astea, dacă o soție este mai puțin sfântă sau mai puțin pocăită după 10 ani, 20 de ani, 30 de ani de când stai cu ea, Dumnezeu nu ți-a dat-o ca soție decât ca să o sfințești, să o ridici mai sus. Asta e un bai. Dacă ai un soț și el a devenit mai nesfânt după 10 ani, după 30 de ani de la căsătorie, asta este un bai, pentru că noi suntem responsabili să-i ridicăm pe alții, inclusiv pe copii. Și al patrulea lucru și ultimul, în 2 minute termin, 3, este principiul multiplicării. Adică ăsta sună foarte frumos. Noi plantăm semințe care să aducă rod și Dumnezeu a îngăduit ca noi să ne pocăim, nu neapărat ca să ne ia în ceruri acum sau mai târziu, ci ca să strângem cât mai mulți. Că Hristos a fost omul ăla care a aruncat un singur chibrit într-o miriște de grâu și a început să ardă și s-a ars, ars, ars și s-a întins focul cât mai departe, cât mai departe. Că Hristos a avut 12 ucenici și ăia, ucenicii aceia au făcut ca noi să fim astăzi milioane de oameni care să-i slujim Lui și suntem datori, suntem obligați, ce? Ca să aducem rod. Și spune aici în cartea pe care v-am citit-o, trimiteți-i împăratului aceste știri. Dar zice, de ce?
pentru că trebuie să citească scrisoarea, să o citească și altora. Și Domnul spune, duceți poporului meu, ce? Cuvântul acesta. Evanghelizații, vorbiți-le, sunteți responsabili pentru asta, dar de ce? De ce? Pentru că trebuie să vă multiplicați, pentru că trebuie să fiți cât mai mulți. Pentru ca să nu fie dat de rușine să spunem în modul în care noi ne comportăm numele lui Dumnezeu, sau zicem psalmul ăla, zice ca vrăjmașii mei să nu râdă din pricina faptului că eu să nu fiu dat de rușine pentru că eu mă încred în tine. Am fost împuterniciți că Dumnezeu de-aia a sădit o vie. Am fost împuterniciți ca să aducem daruri, roade, ca să aducem lui Dumnezeu, să o să dăm într-o zi socoteală. Și măsura de autoritate, să știți că vine la pachet cu cea de responsabilitate. Asta a spus chiar și fratele Luigi. Domnul ne dă și apoi ne cere, da? Dumnezeu nu cere niciodată înainte să ne ofere. Și Dumnezeu cere în măsura proporției în care El a investit în noi. Are pretenție Dumnezeu și... Știți cât are pretenție Dumnezeu de la noi? Măcar un sfert, că zice că a aruncat sămânță și numai un sfert. Măcar 25% din ce primim de la Dumnezeu, nu 10% cum cred unii, acum nu vă gândiți la bani, Dumnezeu are măcar pretenție, măcar sfertul ăla. Și Dumnezeu a investit și investește în oameni cu multă bucurie. Mi-a plăcut enorm de mult, prin anii 160-163, a fost o perioadă de asta, primul COVID, să-i zic așa, a fost o perioadă de ciumă în Roma antică. Și când a fost ciuma aceea, medicul principal de la Roma a fugit, a spus, eu nu să pot să stau aici, o să mor și eu, fug. Și atunci un guvernator la Romei a venit și a spus, mă, dar cum să fugi? Păi și cu cine rămân oamenii de aici? Cine îi tratează? Cine îi vindică? A zis, nu știu, zeii să-i trateze. Și a fugit. Și guvernatorul a fost foarte lovit în inima lui și a spus, m-a lăsat singur aici și mureau oamenii de ciuma aia bubonică, mureau în continuu, în continuu. Și într-o seară când s-a întunecat, guvernatorul a privit de la palat și a văzut că niște grupuri de oameni mergeau pe străzi, pentru că cum se îmbolnăvea cineva, îl arunca în stradă, că asta n-am apucat să spun. Mureau oameni foarte mult. Cum cineva era bolnav, copil, ce era, îi arunca în stradă, ne-i arunca în stradă. Și guvernatorul se uită și vede pe străzi un grup de oameni care îi adună. Și oamenii ăștia îi aduna pe toți care erau bolnavi, paralizați, cu handicapuri, cu boli, toți copiii, când se năștea o fată în Imperiul Roman, spune, noi n-avem nevoie decât bărbărați, avem armată și fetele nu ne interesează. Sau când era unul cu un handicap și romanii duceau la marginea Romei, zice, să vină șacalii să-i mănânce. Și un grup de oameni se ducea și îi aduna și pe ea. Și se uită guvernatorul, mă zice, mă, dar cine sunt ăștia? Știți cine erau? Erau creștinii din biserica primară. Creștinii spun, nouă nu ne este teamă de boli, oamenii ăștia sunt părăsiți, sunt aruncați în stradă, responsabilitatea noastră este să îi îngrijim. Dacă Dumnezeu îi va face bine prin rugăciunile noastre și prin minunile noastre, Dumnezeu să lucreze. Dar oamenii ăștia trebuie să prindă cerul, că mai important decât de a fi sănătoși, important este ca să ajungă dincolo împreună cu Dumnezeu. Asta face Dumnezeu și asta a făcut de mult. Și apropo că Dumnezeu lucrează cu minuni și astăzi, și Dumnezeu spune o chestie, un principiu care îmi place foarte mult și mă apropii cu asta să termin. Un pom, fiți atenți, un pom bun care nu aduce roade. Nu este nimic mai bun cu un pom rău care face roade rele. Repet, un pom bun care nu aduce roade deloc nu este cu nimic mai bun ca un pom rău care face roade rele. Știți cum se traduce asta? Un pocăit care nu aduce roade nu este cu nimic mai bun decât un om rău care face rău. Dumnezeu să vă ajute să aduceți roade. Eu cred că Dumnezeu a investit și investește în oameni și Dumnezeu ne-a purtat de grijă de mult. Am spus că mâncăm de la masa împăratului și că El ne-a dat harul și binecuvântarea asta. În urmă cu 56 de ani, o fată destul de tânără a rămas însărcinată și ea a încercat să avorteze. A băut o travă, n-a putut să avorteze, a ridicat greutăți până ieșeau ochii din cap, n-a putut să avorteze, s-a dat cu burta de colțul șifonierului, n-a putut să avorteze, s-a urcat pe mese și s-a aruncat cu burta pe ciment, a făcut tot ce e posibil, a fost la tot felul de babe, că era interzis avortul atunci că era cu decreței. Părinții au tras-o de păr, au scos-o în stradă, a zis, te duci, nu ne vii cu bastardul, nu avortezi aici, nu ne naști copil din flori, ne faci de râs, de... Au scos-o în șuturi în stradă. Asta uneori poate și lipsă de maniere sau de dragoste. Și atunci ea, dispărată, n-a știut ce să facă și a spus, ok, am să mă duc undeva, cineva a sfătuit-o, dacă n-am putut să avortez, că să-mi căpățânează Dumnezeu să trăiască copilul, mă duc undeva și l-abandonez. Și s-a dus undeva și l-a abandonat și a zis să o lasă la un orfelinat.
Și într-o, după mai mult timp, după ce a născut la câteva zile, a venit o familie de oameni tineri care pierduseră 4 copii. Au intrat oamenii ăștia acolo și s-au uitat, au văzut un băiețel, zice, vrem ca să luăm băiețelul ăsta. Și atunci a venit o doctoră și a spus, nu puteți să-l luați, că sunt niște medici în vârstă din București, vor să-l lea, în fine s-au dus după nu știu ce acte, și îl păstrăm pentru ei. Și femeia asta a plecat de acolo tristă și i-a dat la chimie și a spus, Doamne, dar am pierdut 4 copii, acum am scăpat pe al 5-lea dintre degete. Și nici n-a apucat ca să facă rugăciunea asta și dintr-o dată a ieșit o femeie mai în vârstă, o nurse, o soră, ceva, și îi spune, Doamna doctor, păi cum se dați la oamenii aia bătrâni, domnule? Cum se dați copilul ăsta la oamenii aia bătrâni? Păi zice, oamenii aia au peste 70 de ani, ce dacă sunt medici? O să moară în curând și copilul rămâne din nou fără părinți. Nu-i suficient că l-a abandonat odată mama lui. A zis, n-ar fi bine să-l dați la tinerea. Și a luat copilul, l-a pus în brațele la tinerea. Tinerea l-a luat, l-a crescut și copilul ăla sunt eu. Pentru că Dumnezeu a spus, eu am să spor din grijă din pântecele mamii tale și cu tot avortul și cu toate încercările de a te avorta și a te arunca pe lumea cealaltă, eu am să spor de grijă pentru că tu într-o zi vei duce războaiele mele. Pentru că tu într-o zi va trebui să propovăduiești Evanghelia prin ceea ce trăiești și faci. Și pentru că asta a fost, eu l-am urât pe Dumnezeu, pentru că spuneam, nu se poate ca să-ți bagi joc de mine, să mă arunci undeva, să nu știu cine-i tata și mama, să trăiesc ca un lup singuratic, dar îi mulțumesc că am trăit ca un lup singuratic, că și acum sunt o lup singuratic. Și apropo, rugați-vă și pentru mine, faceți lucrul ăsta, îmi promiteți. Rugați-vă ca Dumnezeu, nu vă cer nimic, decât ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune. Și știți de ce v-am spus asta? Dumnezeu a spus, mâncarea, sarea de la masa curții domnești, eu ți-o dau, ți-o ofer din belșug. Tu ai decât responsabilitatea să cari cât mai mulți oameni cu tine în cer. Și îmi doresc să n-ajungeți în cer fără mine și nici o fără dumneavoastră. Amin. Slăviți să fie numele Domnului.